Se anunță un an greu pentru români din punct de vedere economic. O criză economică se apropie, spun specialiștii, care afirmă faptul că o cauză este numărul mare de oameni rămași fără un loc de muncă pe timpul pandemiei, cât și creșterea de prețuri la produsele pe care le consumăm zi de zi. Tot aceștia ne sfătuiesc să renunțăm la cheltuielile nechipzuite. Se anunță vremuri grele pentru români și pentru România. Numărul crescut de șomeri amplificat în perioada carantinei va provoca o criză economică la care se suprapune și creșterea de prețuri la alimentele pe care le consumăm cel mai des. Specialiștii ne anunță că vom intra într-o criză economică profundă din care vom ieși destul de greu dincolo de așteptările optimiste ale guvernului Orban. Ne aflăm într-o zonă în care consumul, principalul motor al economiei, dă rateuri din ce în ce mai puternice. În acest context, românii ar trebui pe cât posibil să încerce să economisească o sumă de bani care să îi ajute să treacă în siguranță peste lunile care urmează și să renunțe la cheltuielile care în această perioadă par nejustificate. Asta înseamnă achiziția de mașini, mai ales în leasing, achizițiile imobiliare și tot ce ține de bunuri de folosință îndelungată care în condițiile crizei nu își mai găsesc un fundament economic.